Salutare! Eu sunt Gabriela și astăzi vom parcurge devoționalul împreună. Profesoara de engleză a aplaudat, zâmbind larg. Dragilor, toți aveți o sete fabuloasă pentru învățătură. A spus lucrul acesta cu atâta entuziasm încât aproape că ați crezut-o. Pentru că sunteți îndeajuns de maturi încât să vă analizați propriile lucrări, s-a oprit și a spus partea următoare rar. Nu veți primi note semestrul acesta. Nu este minunat? A dat din cap afirmativ, ca și cum tu și colegii tăi nu ați fi putut răspunde la acea întrebare fără ajutor. Și ca să arătăm cât de mare încredere avem în voi, nu vă vom da note la purtare și nici nu vom ține ședința cu părinții. Acestea fiind spuse, jumătate din clasă au luat-o la fugă. Tu ai decis să rămâi, dar odată cu trecerea săptămânilor, ai început să te plictisești. Nu ți dădeai seama dacă învățai ceva sau nu. În plus, nu era corect. Copiii care nu veneau niciodată la oră, nu primeau absențe. Când aveați de făcut un proiect pe grupe, nimeni altcineva nu făcea nimic. Ce-i drept? Nici tu. Dar, hei, măcar te gândeai să faci ceva. Citește Matei capitolul 25, de la 31 la 41. Cum ai acționa dacă nu ar exista viața veșnică? Fii sincer, nu te-ai strădui prea tare să înveți pentru o materie la care nu se pun note. Când binele nu este răsplătit și răul nu este pedepsit, ajungi destul de repede la concluzia că ceea ce faci nu are nicio importanță. Așa că faci ce vrei, nu ceea ce ar trebui, și faci ceea ce te face să te simți bine, nu ceea ce este bine. Dumnezeu făgăduiește că prietenia ta cu El nu va fi o pierdere de timp. Într-o zi, Biblia nu spune exact când, Hristos va reveni și toți cei de pe pământ vor da un examen final, care are o singură întrebare. Ai fost tu prieten cu Dumnezeu? Cei care devin prietenii lui Dumnezeu prin moartea lui Hristos vor sta înaintea lui Dumnezeu fără pată, iertați întru totul și vor trăi veșnic împreună cu Dumnezeu. Cei care nu trec testul vor fi judecați, găsiți vinovați și vor primi pedeapsa veșnică. Dumnezeu spune că acest examen final este simplu de notat, pentru că prietenii lui sunt ușor de identificat. Pentru că se încrede în Iisus, iubesc la fel cum iubește Dumnezeu, îngrijindu-se de flămânzi, străini, nevoiași, bolnavi și întemnițați. Sunt surprinși că vor primi o răsplată, pentru că știu că iubirea, iertarea și puterea lui Dumnezeu sunt cele care i-au schimbat. Dumnezeu i-a făcut ceea ce sunt. Matei, capitolul 25, cu versetul 34. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Alege și tu astăzi să faci din Iisus cel mai bun prieten al tău.